pe 26 iunie în Câmpul Lung va avea loc o întâlnire asemănătoare cu medicii din Gura Humorului, Vatra Dornei și Câmpul Lung, iar în perioada 5-25 septembrie campania se extinde în rândul profesorilor dirigenți din școli. În perioada septembrie-octombrie va fi rândul părinților să fie informați, întrucât ei sunt cei care trebuie să-și dea acordul pentru vaccinarea fetelor. Toate aceste întâlniri au ca scop informarea cu privire la importanța vaccinării împotriva virusului papiloma, care este asociat în proporție de 96% cu apariția cancerului de col uterin și alte informații legate de această formă de cancer, în afară de discuții fiind distribuite și diverse materiale informative. Cu această ocazie a fost anunțat și site-ul www.informarehpv.ro pentru mai multe detalii, dar și linia telefonică gratuită 0800 00008. Având în vedere că s-a început mult mai bine decât data trecută, în sensul că timpul alocat pentru această campanie este mult mai mare, în care se urmărește pas cu pas informarea populației, a părinților, copiilor care vor fi vaccinați, a fetițelor care vor fi vaccinați, va merge mult mai bine. Acum încercăm să convingem medicii de familie și medicii școlari de necesitatea și utilitatea vaccinării. În primul rând ei să fie convinși, că dacă nu sunt cei care fac vaccinarea convinși, nu pot să avem rezultate bune. Următorul pas este instruirea părinților și a profesorilor ca să fie convinși de beneficiile acestei vaccinări și ultimul pas este vaccinarea însăși, propriu-zis. Anul trecut, Ministerul Sănătății a încercat realizarea unei campanii de vaccinare împotriva HPV, dar foarte puțini părinți și-au dat acordul să fie vaccinate fetițele de 12 ani, fiind speriați de vârsta prea mică și eventualele efecte secundare ale vaccinului. În județul Suceava, din cele 4.430 de fetițe care ar fi trebuit vaccinate, doar 49 au primit toate cele 3 doze de vaccin, cu acordul părinților. Anul acesta, Ministerul consideră că este necesară o mai multă informare.